Bun venit! Astăzi vorbim despre analiza minerală tisulară cu doamna doctor Maria Marvard, medic primar, medicină internă. Să ne explicați, doamna doctor, ce înseamnă analiza minerală tisulară? Înseamnă determinarea a 20, poate chiar mai multe, minerale din firul de păr, la începutul firului de păr, deci lângă rădăcină, acolo unde este încă țesut viu. Și prin asta putem noi să vedem cam cât de bine stăm cu 20-30 de minerale, sodiu, potasiu, calciu, magneziu, dar și cu minerale grele, cu metale grele, la un anumit moment. Deci dacă am înțeles bine, trebuie să recoltăm din firul de păr, cât mai aproape de rădăcină, spuneați. Ne temem că apoi se văd goluri în păr, adică rămânem cu urme, sau luați cumva de pe dedesubt astfel încât să nu avem de suferit cu podoaba capilară? Iau din mai multe locuri, șuvițe mai mici, ca să nu se vadă, și cât mai pe dedesubt. Și aceste șuvițe sunt analizate la microscop sau ce se întâmplă mai departe? Oh, este o analiză foarte elaborată și complexă. Se spală cu multe proceduri, mai ales la persoanele care își vopsesc părul, și apoi se arde la 2000 de grade cenușa respectivă, fiind apoi analizată prin spectrofotometrie. Și cui ați recomanda analiza minerală tisulară? Cine ar fi bine să-și facă o astfel de analiză? Tuturor celor care vor să vadă de ce nu se simt bine la un moment dat, fără ca analizele uzuale să le explice, și suntem mulți în situația asta, dar mai ales copiilor, tinerilor în creștere, mai ales dacă fac și un sport de performanță, atunci apare un dezechilibru între cerere și ofertă. Mămicilor, după ce au născut și alăptează și sunt obosite și sunt relativ spoliate de minerale de către bebe, femeilor la menopauză și așa mai departe. Deci, iată, o analiză extrem de utilă. Dacă ar fi să comparăm cu analizele uzuale de sânge, care ar fi diferența între analiza minerală tisulară și analiza pe care o știm clasic atunci când se ia probă de sânge? Toate investigațiile sunt bune, așa e că e bine să le completăm, și analizele de sânge și analiza minerală tisulară. Diferența ar fi că sângele îmi arată un moment, pe când analiza minerală tisulară îmi arată statusul mineral din ultimele, știu, o lună, jumate, două, depinde de lungimea firului de păr, adică ce recoltăm noi. Una la mână, și doi la mână, să nu uităm că sângele este un sistem dinamic. El nu stă să ajungă în catastrofă și de multe ori pot să fie analize bune, dar cu o stare proastă a pacientului. Deci dacă am înțeles bine, analiza minerală tisulară ne arată ce se întâmplă la nivel de celulă? Exact. Este o biopsie, să-i spunem, a celulei din punct de vedere al mineralelor. Bun. Facem o astfel de analiză, descoperim că avem anumite carențe, anumite minerale lipsă, ce tratament urmează? E un tratament strict individualizat în funcție de dezechilibre, că nu sunt doar carențe, sunt și excese, de gradul de intoxicație, dacă există, și acest tratament se bazează pe vitamine, pe minerale și pe plante. Recomandate de medic? Recomandate de profesorul, profesorul din Italia, cel care interpretează analiza și care dă recomandările de tratament. Iată că astăzi am aflat cât de importantă este analiza minerală tisulară. Dacă nu ne simțim extraordinar, rezultatul analizelor de sânge pare a fi în regulă, însă starea noastră nu este una foarte bună, n-ar strica să facem o analiză minerală tisulară. Rămâi cu noi la Trește Sănătos, avem multe de povestit și învățat împreună.